Ce este botezul spre iertarea păcatelor? În toate pasajele doctrinare din Biblie, iertarea păcatelor nu este asigurată în jertfa Domnului Isus Hristos. Și în al doilea rând, iertarea păcatelor este primită prin pocăință. Așadar, rămâne această întrebare. În ce fel, de exemplu, în fapte 2, botezul se leagă de iertarea păcatelor? Însă Scriptura nu spune acolo botez spre iertarea păcatelor, ci spune să fie botezat în numele Lui spre iertarea păcatelor. Ba mai mult înainte de botez spune Pocăiți-o și fiecare din voi să fie botezat în numele lui spre iertarea păcatelor. Așadar, observați că pocăința, ca și în pasajele doctrinare, este condiție pentru primirea iertării păcatelor. Și în al doilea rând, și în acest pasaj, ca toate celelalte pasaje doctrinare, iertarea păcatelor este în numele Lui Nu spune botezat spre iertarea păcatelor Ci spune botezat în numele Lui Spre iertarea păcatelor Cu alte cuvinte, botezul arată că în numele Domnului Isus Hristos Adică în persoana și în lucrarea Lui Avem iertarea păcatelor Lucru care, repet, este uh, autentificat în toate pasajele doctrinare. Fapte capitolul 2 este un pasaj narrativ care conține realități și principii doctrinare, dar este, în esență, un pasaj narrativ. Mai, zor, mai jos, Sfânta Scriptură spune că toți cei care au fost botezați s-au adăugat la numărul ucenicilor. Și înainte de lucrul acesta, uh, Petru spune mântuiți-vă din mijlocul acestui neam păcătos. Deci mântuiți-vă din mijlocul acestui neam păcătos, botezați-vă și după botez sau au adăugat la numărul ucenicilor. Cu alte cuvinte, botezul stă între două realități. Separarea de lume, mântuirea din mijlocul acestui neam păcătos și alipirea de biserică. Botezul a fost modul prin care oamenii care au crezut în Domnul Isus și au primit Evanghelia s-au separat de lume și s-au alipit de biserică. Botezul a fost poarta de intrare în biserică și botezul a fost modul în care ei s-au separat de lume. Cu alte cuvinte, din punct de vedere uman, pământesc, eclesial, social, botezul are funcția de a separa un om de lume și are funcția de a-l lipi de biserică. Are funcția de a-l aduce, de a-l integra într-o adunare locală. Așadar, botezul, în esență, este un semn care arată o realitate spirituală, că am murit și am înviat împreună cu Domnul Isus Hristos, că am fost pălați de păcatele noastre, dar, din punct de vedere eclesial, comunitar, social, botezul are funcția nu de a ne mântui în sens spiritual, pentru că noi suntem mântuiți doar dacă credem în Domnul Isus Hristos și ne pocăim și primim jertfa Domnului Isus Hristos. Botezul ne mântuie în sensul că ne separă de lume, ne scapă de lume și ne alipește de Biserica Domnului Isus.